Astăzi s-au împlinit 163 de ani de la unirea Principatelor Române. Momentul a fost comemorat la Catedrala Patriarhală, unde făuritorii evenimentului istoric au fost pomeniți de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În această dimineață, la Catedrala Patriarhală a fost oficiată Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei au fost pomeniți făuritorii Unirii Principatelor Române. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat un Te Deum în prezența autorităților de stat și a membrilor permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâi stătătorul bisericii noastre a înălțat rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român prin unirea Moldovei cu țara românească și s-a rugat pentru sufletele făuritorilor momentului din anul 1959. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Unirii Principatelor, pe domnitorul Alexandru Ambuza, pe mitropolitul Sofronie Micrescu al Moldovei și pe mitropolitul Nifonul Saida al țării românești, pe toți eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile. La finalul Tedeumului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat rolul fundamental al bisericii noastre în înfăptuirea Unirii Principatelor Române. Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească, de la 24 ianuarie 1859, a însemnat încununarea unui întreg proces de cultivare a unității naționale a românilor, proces în care Biserica Ortodoxă și-a adus contribuția esențială. Unirea Principatelor Române a fost susținută de numeroși slujitori ai Bisericii, prin ierarhii, preoții de mir, monahi și teologi mireni. Biserica Ortodoxă Română a contribuit deopotrivă în Moldova și în țara românească la acest act fundamental al istoriei noastre. Părintele Patriarh a subliniat că unirea principatelor române trebuie considerată a fi unirea de bază și nu unirea cea mică. Contemporanii au numit data de 24 ianuarie 1859 ziua cea mare a veacului, deoarece au înțeles că unirea principatelor române, începută la Iași în data de 5 ianuarie 1859, și desăvârșită la București în data de 24 ianuarie 1859, constituie piatra de temelie a noului stat unitar român. În acest sens, am afirmat adesea că unirea de la 24 ianuarie 1859 trebuie considerată ca fiind unirea de bază, nu unirea cea mică, deoarece ea a constituit baza pentru formarea statului unitar român în anul 1862, numit România, fundament pentru obținerea independenței naționale românești în urma războiului de independență din 1877-1878. Temelie pentru ridicarea României la rang de regat în anul 1881 și apoi temelie pentru Marea Unire din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, precedată de unirea Basarabiei cu Regatul României la 27 martie 1918 și de unirea Bucovinei cu Regatul României la 28 noiembrie 1918. De asemenea, Preafericirea sa a vorbit despre solemnitatea zilei de 24 ianuarie stabilită prin mai multe acte normative. Aniversarea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 a devenit sărbătoare națională prin legea numărul 171 pe 2014. Iar în anul 2016, prin promulgarea modificării adusă articolului 139 din legea numărul 53 pe 2003 privind codul muncii, a fost declarată sărbătoare națională legală în care nu se lucrează. Această sărbătoare este o zi în care aducem mulțumire lui Dumnezeu și comemorăm cu recunoștință pe toți cei care au contribuit la unirea Principatelor Române, arătând astfel importanța unității
și a demnității noastre naționale în contextul cooperării internaționale prezente și viitoare. În continuare, Părintele Patriarh a vorbit despre alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Țării Românești, moment imortalizat de pictorul Teodor Aman în tabloul Proclamarea Unirii. La 24 ianuarie 1859, pe cunoscutul deal al Mitropoliei, într-o clădire a Mitropoliei Țării Românești, s-au desfășurat lucrările adunării elective a Muntenii, care a ales pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și domnitor al Țării Românești. Înainte de alegere, membrii adunării elective au jurat pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, înaintea icoanei Sfintei Treimi, că vor vota pentru unirea principatelor române. Momentul acela binecuvântat a fost imortalizat de pictorul Teodor Aman în tabloul Proclamarea Unirii, finalizat în anul 1861. Acest tablou poate fi văzut în aceste zile într-o expoziție specială la Muzeul Național de Istorie a României din București. La final, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat că în cadrul Tedeumului au fost înălțate rugăciuni și pentru păstrarea și cultivarea permanentă a unității naționale, a conviețuirii pașnice și a cooperării demne cu alte popoare.